Ultima șarjă la Furnal, sub acest generic, Salonul de Artă și Industrie din Reșița a găzduit o expoziție cu valoare documentară ce a oferit posibilitatea unei întoarceri în timp prin intermediul fotografiilor alb-negru. În 1991 a fost momentul întreruperii activității primului furnal de la uzinele reșițene, după 22 de ani de foc nestins. În dimineața zilei de 18 septembrie 1991, la furnalul reșițean numărul 1, s-a livrat oțelarilor ultima șarjă de fontă lichidă elaborată în cursul nopții, un ritual sumbru, o șarjă simbol care a marcat moartea furnalelor reșițene. Nota la acel moment jurnalistul Gheorghe Dolot în ziarul local al Reșiței. Timpul. Aproape 32 de ani mai târziu, fotografiile surprinse atunci de colegul său, fotoreporterul Aurel Sănulescu, și recuperate de Muzeul Cineastului Amator, au fost prezentate la Salonul de Artă și Industrie într-o expoziție document. Cu siguranță 1771-1991 înseamnă o istorie, o istorie a furnalului înalt, a cuptorului înalt de fapt, care la Reșița se termină, iată, cu demolarea sau cu întreruperea activității primului furnal. Fotografiile rămân fotografii document și pentru ceea ce a însemnat momentul respectiv, cu regretele pe care le-a adus dispariția ca atare și cu crucea care a însemnat înmormântarea, de fapt, a adevăratului furnal al istoriei până la apariția cuptorului electric. Din material pe care le scanăm la Muzeul Cineastului Amator, din colecția Aurel Sănulescu am găsit câteva materiale interesante și vizitând Biblioteca Județeană Paul Iorgovici am reușit să aflăm, studiind ziarele din arhivă, că este vorba despre fotografii realizate la ultima șarjă la Furnalul 1 în 19 septembrie 1991. Și atunci am gândit să facem o expoziție și cu acest moment, pentru că este important să prezentăm acest moment, un moment trist, dar important din istoria orașului, moment în care furnalul își oprește activitatea, iar de la Reșița dispare meseria de furnalist. Furnalul numărul 1 a fost demolat în 2004 prin implozie.